Prefectul județului, Filonaș Chiș, le-a tras atenția președinților că, dată fiind miza politică extrem de mare a referendumului, să aibă mare grijă ca în secțiile de votare totul să se întâmple în spiritul legii, fără partipriuri, fără preferințe politice. La rândul său, președintele Bej, judecătorul Mirela Lazoc, a lămurit câteva aspecte tehnice ale referendumului, cu accent pe o circulară primită astăzi, care detaliază pe zile activitățile ce trebuie desfășurate în secțiile de votare în perioada 27-30 iulie.